Un echipaj al Poliției de Frontieră a oprit în Săliștea de Sus un autoturism condus de o femeie de 63 de ani care era însoțită de o tânără de 19 ani. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în bagajele celor două femei 349 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, valoare de 4.100 lei. Țigările au fost confiscate, iar femeile sunt cercetate acum pentru contrabandă.